Bună dimineața! Sunt Tatiana Andrieș și la cerințele dumneavoastră, astăzi dimineața vom lucra împreună cu brățară din mărgele. Eu am executat deja aceasta pentru a avea un exemplu, pentru a avea idee de ceea ce va fi rezultatul final al lucrării. Vă voi prezenta materialele. Voi lucra cu mărgeluțe. Cele mari au dimensiunea de o jumătate de centimetru, iar cele mici au o dimensiune de 0,3 mm. Apoi vom avea nevoie de aceste două înghizători, ca să le spun așa, de o parte și de cealaltă a brățarei. Vom avea nevoie de forfecuță și de brichetă pentru a da stabilitate firului. Vom avea nevoie de două ace și, bineînțeles, de firul de pescuit, firul transparent. Acesta are o dimensiune de 0,26 mm. Voi începe lucrarea, se execută foarte repede, nu este greu. Am pus firul în două, după care îl voi introduce pentru a-l fixa în prima parte a închizătorii, iar acum voi trece firul prin acest lanț care s-a format. Și în felul acesta voi da stabilitate. Acum vom atașa, vom pune cele două ace, pentru că vom lucra cu două ace. Eu voi opri un pic. Am atașat, am pus acele la cele două capete de fire. Acum a trebuit să improvizez și am găsit o greutate în garajul casei aici, unde lucrez, pe care o voi pune pe capătul lucrării. Și vom începe lucrarea propriu-zisă din acest moment. Vom fixa bine felul acesta și voi începe. Pentru început voi pune o mărgeluță albă. Și voi trece, după cum vedeți, cu acest cel de-al doilea capăt, de jos în sus, voi intra prin aceeași mărgeluță și, practic, ca și cum aș coase-o, voi trage cele două capete de ac. După cum vedeți, felul acesta. Am pus pe masă anume material care poate fi stabil. Acum voi continua pe acul din stânga, voi pune două mărgeluțe, le găsesc găurile, acele le alegeți în funcție de găurile pe care le au mărgeluțele dumneavoastră. Deci am pus pe acul din stânga două mărgeluțe, pe acul din dreapta alte două. Acum voi intra cu acul în ultima mărgeluță de aici, din partea stângă. Și voi repeta aceeași operațiune. Voi strânge firele, felul acesta. La început vi se va părea un pic cam complicat, dar nu este. Doar începutul. Începutul este cel care este foarte, foarte important. Așa. Acum am ajuns în punctul
care am dorit. Am format această floricică din, din cele 5 mărgeluțe. Acum vom începe. Voi pune o mărgeluță mare și una mică pe acul din stânga. Pe acul din dreapta voi pune doar o mărgeluță mare, iar apoi voi trece cu acul prin mijlocul mărgeluței mici, întotdeauna de jos în sus, în felul acesta. Și vom repeta aceeași operațiune, vom strânge firele. Eu sper să se vadă ceea ce lucrez. Și încet, încet vom începe să dăm formă brățării. Vom fixa în felul acesta și vom continua din nou. O mărgeluță mare, una mică, pe acul din dreapta voi pune o mărgeluță mare, cu care apoi, cu acul, voi trece din nou prin mărgeluța mică, de jos în sus. Și voi strânge din nou totul. Ia uitați-vă. Deja începe să se contureze brățara. Vom repeta. Mare, una mică, pe acul din dreapta o mărgeluță mare, iar apoi cu acul din dreapta voi trece din nou de jos în sus prin mărgeluța mică. Și vom strânge din nou. Pe măsură ce vom lucra, bineînțeles, firul va fi mai scurt și vom putea lucra cu mai mare ușurință. Din nou, același procedeu, mărgeluța mare, mărgeluța mică, mărgeluța mare, întotdeauna pe acul din dreapta, vom trece din nou prin mărgeluța mică de jos în sus . Vom face schimbul de ace și vom strânge și firul în același timp. Cred că este unul dintre cele mai ușoare modele de brățară pe care îl putem lucra. În felul acesta putem lucra și colier. Dar pentru colier voi face un alt tutorial, pentru că acela va fi mai lung și va fi nevoie. Din nou vom intra prin mărgeluța albă, de jos în sus, în felul acesta. Vom face schimbul de ace și vom strânge. Formă. Nu trebuie decât să fiți atente să nu încurcați acele, să nu încurcați firele. Dar cred că este foarte simplu în felul acesta. Mărgeluța pe acul din dreapta și apoi voi trece de jos în sus prin mărgeluța albă, după care voi face schimbul de ace
Puoi strângere firele. În felul acesta vom lucra până când vom obține lungimea dorită a brățării. Acum noi vom lucra singure și ne vom întâlni la capăt, unde vom finaliza. Am obținut lungimea dorită de mine pentru brățară. Acum, pentru a încheia, voi pune pe fiecare dintre cele două ace, voi pune două mărgeluțe, cele micuțe albe. În felul acesta, două de o parte, două de cealaltă. Și exact așa cum am făcut până acum, voi trece cu acul prin ultima mărgeluță albă, de jos în sus. Voi face schimbul de ace și voi strânge. Acum voi face câteva noduri cu acul pentru a da stabilitate lucrării, pentru a da stabilitate firului. Ați văzut? Am făcut trei noduri. Voi intra mijlocul mărgeluței vedeți? Prin cea de-a treia mărgeluță am trecut. Iar acum voi atașa această a doua parte a închizătorii, a clipsului, să-i spunem așa, cu care vom închide lucrarea și voi face din nou câteva noduri pentru a-i da stabilitate. Scurta firul și așa cum ați văzut la cercei, voi da un pic de stabilitate firului cu bricheta. Așa cum vă spuneam, este unul dintre cele mai ușoare modele de brățară pe care putem să le lucrăm. Le putem face noi acasă, fără să fie nevoie să le cumpărăm din magazin. În felul acesta putem realiza brățară în orice culoare dorim, intercalând diferite culori de mărgele. Să reușesc să intru. În sfârșit, cred că am făcut-o. Aceasta este ceea ce am realizat astăzi. Sper să vă placă și aștept în continuare ca dumneavoastră să lăsați un comentariu, să dați un like, să dați un share, de ce nu,
Și să scrieți dorințele pe care le aveți în comentariile dumneavoastră. Dorințe pentru noi tutoriale. Sunt Tatiana Andrieș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă tuturor.